alert, Klaus Iohannis îi cere public demisia Viorichii Dencil, război fără precedent între președintei guvern. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Decizia vine la scurt timp după ce prim-ministrul Dencil a anulat întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Retrag încrederea doamnei Dencil. După cum am spus, pe 29 ianuarie guvernul a fost învestit. Au trecut 3 luni, după care pot să trag o concluzie, doamna Dencil nu face fac poziției de prim-ministru a României, sublinierea îi transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru a României, a spus Iohannis.